Dandy, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, lumea minorată și mirifică a lui Andy. Înainte să începem acest clip, vreau să-i fac o promovare lui vlogul de ieri, se mai intitulează canalul său, nu știu cum îl cheamă sigur pe el, dar l-am descoperit chiar acum câteva ore, adică mă rog, a venit la mine și m-a rugat să-i fac o promovare. Face o treabă destul de interesantă, ceva ce până acum n-am mai promovat, să zic așa, are un canal cu vreo 1130 și ceva de abonați. Dar face un fel de vloguri, dar nu sunt vloguri pentru că nu sunt fața camerei, sunt niște filmulețe în care spune lucruri interesante. Spre exemplu, să vă citesc câteva titluri. Top 10 sfaturi psihologice care te vor ajuta. Și gen aici sunt sfaturi psihologice care îți dai seama în multe chestii, gen într-o, cum să zic eu, într-un grup în care mai multe persoane, că la asta chiar am fost atent, se întâlnesc, poți să vezi atunci când râde cineva, îți dai seama, are mai multe chestii, pe cine place, cine nu. Oricum e foarte interesant, de exemplu ăsta ar fi un exemplu mare, top 10 animale hibride pe care nu le știai, mașini cu adevărat rezistente, top 10 cele mai mici animale din lume, top 10, deci este un fel de top 10 al multor chestii, dar nu făcut, explicând ce și cum el. Eu vă invit să vedeți ceea ce face, aveți acolo linkul lui în descriere, primul link din descriere este linkul său, să vă abonați dacă vă place ceea ce face, să lăsați like-uri și tot ce știți voi. Bun, revenim la oile noastre, că n-am mai filmat Andy's de atât de mult timp, în caz că nu știți și sigur nu știți, pentru că cel mai probabil am făcut live-ul atunci și nu cred că am făcut un episod, sau am făcut un episod. Stați că sunt tare curios dacă am mai făcut episodul pe live, că nu mai știu. Că vine Paștele, sunt atât de multe de făcut, nu mai țin minte absolut nimic din ce am făcut. Nu, n-am mai făcut nimic niciun episod. Bun, pe mai mulți cei care n-ați văzut live-ul, pentru că sigur sunteți câțiva care nu l-ați văzut. Eu pe live am strâns tot lemnul ăsta care îl vedeți aici. Am făcut live cam o oră cu Minecraft Andy's World, restul m-am jucat Skywars. Și am mai făcut chestia asta aici. Am decorat camera asta, eu zic că a ieșit destul de șmecher. Mi-a luat ceva să fac. Bine, acum nu știu dacă ar trebui să o las așa sau dacă aici ar mai putea să mai trag un rând de lemne. Uite că la asta chiar nu m-am gândit pe live. Să fie așa. Mă, cred că arată mai bine așa, sincer. 3, ia. Nu, cred mai bine pun așa, nu știu, nu se vadă. Bun, arată mult mai bine așa, ok. Deci asta am făcut eu pe live. Plus că am strâns tot ce vedeți voi aici lemn. Adică foarte mult. Am zis că să-mi ajungă pentru mult timp de acum înainte. Ok. Nu o să am nevoie de butuci de lemn la mine pentru că am prea mult udă în plencă oricum. Știu că am mai băgat pe aici. Da, am făcut și treaba asta și asta mi-amintesc. Se pare că nu avem cărbuni, care obicei. Mă, dar așa nu trebuie băgați aici. Unde băgam eu? Acolo îi băgam. Lasă-i acolo. Mă, se aude cam tare asta, o secundă. Așa. Bun. Oameni buni, astăzi seara este învierea, e Paștele, o să mă duc și eu la biserică ca tot omul. Ar trebui să o faceți și voi. Și da, am gândit să vă filmez acum rapid un clip înainte de Andy's World. Rapid, mă rog, nu neapărat rapid. Nu știu sigur ce aș vrea să fac eu astăzi. Ceva să fie, cred că, interesting. Ok, e coșul meu de gunoi aici. Ok. Ce frumos curge, uite. Op, op. Bun. Ah, fuck me. Ce să fac eu asta? Băi, ce ar trebui să fac? Nu știu dacă a crescut, dar cred că cât timp am ținut eu live-ul, sigur. Pot să ies pe aici, sigur a crescut. Dar nu pot. Niciodată n-am înțeles de ce. A, bă, da, pot. Ok. Trebuie să mergem să mai luăm ferma de sugarcane pentru că ați văzut că ne trebuie foarte multe pentru a face bookshelf. Deci, exagerat de multe. Normal că... Ba, nu, am luat-o pe sfârșitul live-ului ferma de sugarcane. N-avea cum să crească. Ok, deci n-avem sugarcane. Ok. Dar nu prea mai avem nici foarte multe resurse. Ceea ce ar trebui și ar însemna că ar trebui să mergem să săpăm după niște diamante în speranța că o să găsim și noi ceva. Singura problemă este în felul următor. Unde sunt târnăcoapele? Frate, am o grămadă de târnăcoape. E, cine știe. Haide să mă rog, sigur stai aici în casă. Trebuie să săpăm după diamante pentru că avem pickaxe cu forge între acum, dar nu avem altceva ce ne trebuie, cum ar fi, nu știu, altceva. Băi, unde era peștera aia? N-avem armuri, n-avem topoare, n-avem cazmale, n-avem sabie. Ok, trebuie să mergem la minerit, nu mai știu sigur. Iar ăștia se mănâncă între ele, frate. Trebuie să mergem la minerit. Dar nu mai știu sigur dacă mă credeți, mi s-a părut mie să am auzit un chest. Dacă am auzit un chest, înseamnă că sunt fantome, clar. 100.000. Dar nu mai știu dacă era pe aici sau dacă era pe altă parte, dar parcă pe aici era. Pe aici și aici făceam stânga, da, ok. Aici am săpat eu după diamante fără niciun pic de noroc, normal. Oh. Pe aici erau? Ba nu era aici. Fuck!
Nu am să fac pe diamante. Atunci dacă nu aici. Nu, aici era mob spawnerul meu. Nu, aici era mob spawnerul. Aoleu, m-am speriat, am crezut că nu m-am mâncare. Și totuși. Dacă nu aici am să pe diamante, atunci unde? Să fie aici? Normal că aici nu-i nimic. Mă, de ce nu mai știu unde e? Parcă zic că era pe aici, a? Dar normal că e un verzișor aici. Nu e nici pe aici. Măi! What the fuck? Păi chiar așa de pămpălăut sunt? A, aici e, mă. A? Da, aici. Aici. Copilașii urlă pe afară, acum, na. Uite, fix aici. Ok. Haide să coborăm jos, în adâncul peșterii. What the fuck? Nu era aici? Ba da, aici nu știu că pun niște apă. N-am mai avut timp să pun normal. Și aici de-abia este, pentru că eu, când am început să dat, am săpat mult prea sus, frate. Trebuie la săpat la stratul 11, la cât sunt eu aici. Eu am săpat la 16, de la 16 în sus. He, bun, se pare că pe aici am trecut noi data trecută și nu am făcut mai nimic. Adică n-am găsit nimic interesant. Poate norocul este de partea noastră azi, în acest episod mirific și minunat de Andizord, care doar căutăm diamante, fraților. Nu neapărat, poate mai facem și altceva. Și da, vreau să vă zic că astăseară este Paștele, o să mă duc la biserică, la slujba de înviere, nu știu la cât o să ajung pe acasă, pe la un 3, jumate, 4 dimineața, depinde când se termină. Iar la fel, mâine nu știu ce o să fac, probabil o să stau acasă, o să le nevesc, o să încerc să vă pun și clipuri, pentru că încă nu am filmat pentru mâine, dar trebuie să filmez, pentru că așa e frumos, nu trebuie să vă las fără clipuri. Dar da, v-am zis, nu am filmat încă mai nimic, probabil o să filmez și mâine, că oricum n-am ce face, o să stau acasă mai toată ziua. Deci, na, asta e. Băi frate, dar aici, sunt tare curios, cât de în față merg. Ah, ok, am ajuns. Iron, de lungă. Și gold pe aici, se pare. Nu, cât iron e aici? Așa de mult. În orice caz, goldul este mult mai bun. Păi acum să fim serioși. Bun, aici acum. Și ar trebui din nou să fac... What? Ce e aici? What the fuck? Păi, cred că eu am fost pe aici cândva. N-avea cum să fie ăla stupat. Vezi că e peștera în sus. Să fie sănătate acum, ce să zic. Și virtute că trebuie să avem bani. Pe aici, pe aici. Trebuie să găsesc cărbuni, nu avem cărbuni mai deloc. Și sunt importanți, foarte. Bun, ce vreau să vă mai zic înainte de toate? N-am putea, vreau să vă zic Hristos a înviat, dar n-am cum să vă zic Hristos a înviat din moment ce încă nu e Paștele. Ne. Ce vreau să zic? Vreau să zic ceva. Chiar nu mi-am amintesc acum, îmi scapă. A, da. Cum petreceți voi Paștele ăsta, măi, oameni buni? Chiar sunt curios, lăsați-mă în comentarii fiecare. Unul pe baltă la pește, poate, altul pe baltă la... La fete? La pește. Eu când stau ca mine acasă, mâncând până vă doare stomacul, apoi dormind, eventual jucându-vă la calculator un League of Legends și țipând pe Bercea pentru că nu face absolut nimic și pierdem toate meciurile din cauza lui, dar e ceva normal. Nu trebuie să vă spun, nu ai cum să te super pe el când îl vezi așa pămpălău. De fapt, da, ai cum și credeți-mă, e chiar foarte enervant. Băi, cred că știți ce fac eu. Eu plec la explorat și las în pui toată chestia asta. Mai sap două canale, unul dus și unul întors. Dar pe aia o să mă duc prin dita mai alea care le avem noi făcute, cave-urile alea. Și să caut așa. What the fuck, mi s-a părut că am văzut diamant. Ce nu mai vă bine. Ar fi cumva să dau într-un diamant când țin ochii închiși și să-l spar cu târnăcopul ăsta. Degeaba mi-am pus fortune pe el. La frate mi-a dat și el de că fortune 3 ca la săraci, bă, ca la săraci. Ca să vedeți și voi. Cărbune, ok, până mă întorc aici că vreau să văd mai bine ceea ce fac. Bă, dar stați un pic. Deși, puii mei, nu știu dacă e prea indicat ce fac eu aici, să duc târnăcopul, dar... Oh, fuck, nu! Așa. Măcar iau mult mai mulți cărbuni și mult mai rapid. 5. Așa. Bun.
Ok, cât s-o fi strâns? Bă, deja 64, și maker, bă, eu până vin cu tunelul. Pe aici? Da, pe aici. Ok, și continuăm pe aici. Da, ok, pe aici se termină. Și de aici încolo s-ar putea să dau un lava, dar asta e partea a doua. Trebuia să spar cu târnăcopul, dacă îl spăream cu târnăcopul, mi se umplea inventarul. Ok. Sper că pe aici nu merg mai deasupra lavei. Nope. Ok. Bun, ăsta tunelul ăsta îl mai facem deocamdată, pentru că după aia mergem să explorăm peștera aia șmecheră. Bă, ăsta ar trebui să-l pun pe aici, pe undeva, că dacă îl pun aici, sigur îl folosesc din greșeală și îl duc aiurea, sincer. Iar cărbuni. Bun, mai trebuie să mai iau, dacă toți sunt aici. Oh, fuck. Restul sunt încolo, după aia nu mai duc. Așa. După aia o să trebuia să arunc tot dioritul ăsta sau ciofia de sită, granit, asta e granit, da. Și să-l arunc într-o groapă cu lavă. Să-l transform în lingouri de diamant. De ce nu pot să-l transform în lingouri de diamant? Of, Doamne, ce mă enervează. Viața asta e așa de crudă câteodată. Undeva mai intră lumina pe aici. Nu mă... Și se pare că tactica mea a dat roade, se pare că tactica mea a dat roade, 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 oase, roade, oase, uii, uii, uii. Ok, hai să vedem, poate că... Oh, deja începe bine, oameni buni. Băi, vedeți? E Paștele, mă! De-aia am găsit diamante, mamă, cât e, cât e, cât o fi. Bun, tati, bun. Știu că strică ăștia pe aici, dar credeți că nu mă interesează atât timp cât am găsit diamante. Ia uite-le. Frumoasele mele, diamantele mele, oh, 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 oh. Cred că sunt în jur de 5-6 cel puțin aici. Ma, nu cred, nu sunt chiar așa multe. Ma, sunt 2, 4... Aici e unul? Da. 2, 4, 6, sunt 7. Păi am găsit aproape maxima diamantelor. Pot fi găsite maxim 8 diamante într-un singur loc. Gen, așa, cum sunt astea acum. 8. Și am găsit 6. Bombă. Oh, what the fuck? Bun. Trebuie să le fac poze. Stați așa. Diamante, diamante. Stați că... Așa. Poc. Diamante. Ok. Le-am găsit. Acum, rugați-vă, vă rog, Fortune 3, hai. Oh. Ah, fuck, 13 din 6. Bă, le-am multiplicat și au fost 8, fraților, deci da, au fost fucking 8. Adică am găsit maxima diamantelor care putea fi găsită. Într-un singur loc. Bă, ce pot să zic, se vede că Paștele, e din cauza Paștelui, băi. Și am venit pe gura asta, trebuie să fac pe aici, practic, acum tunelul. Băi, deci, da, chestia asta e o chestie tactică avantajoasă să sape așa. De adevăr, durează foarte mult timp, dar chiar găsești ceva dacă cauți. Deci chiar se găsesc diamante, uitați, am găsit 13. Bine, mă rog, că am avut eficiență pe târnăcop și asta Fortune. Deși putea să ne dea mai mult, frate, adică o singură dată ne-a dat 3 din câte am văzut. În rest, câte 1, câte... Na. Oricum, super tare, deci mă bucur foarte tare că am găsit diamante. Pentru că acum tactica mea se pare că este folositoare. Ok, aici o să arunc asta, o să arunc asta. Asta. Asta, asta. Ce mai aici? Nu. Asta. Asta. Deci, atât, nu înțeleg de ce s-au adăugat blocurile la frate. Îți umple inventarul aiurea, că n-ai ce face cu ele. Poate să faci gresie la bucătărie, dar pui mei, nu aș face treaba asta. Oh, te rog. Ok. Știați de hack-ul ăsta? Bine, mă rămâne un hack. Știați? At. Hop. Vedeți? Și trece să nu mai repre prin gravel. Mamă, la cât e aici. Ah. What? What the fuck? Ah, l-am pus prea repede înapoi. Da, am pierdut orța. Uu! Uu!
Cum mai trec eu prin gravel acum, fără torță? Fuck this shit. Bun. Tot înainte. Ok. O poate pic în lavă. Mi s-a mai întâmplat asta, să te liniștiți. Și n-am ugărat-o cu apă la mine. N-am. Am mai spart de ăștia că nu avem lumină aici, așa. Haide, tată! Bă, de totdeauna nu mai aminte să fie așa... Oh, fuck. De lung tunelul ăsta. Ok. Băi, mai avem un singur canal de săpat pe aici, se pare. Că restul e aici. Ar trebui mai trebui făcut încă unul. Mă, câte resurse am găsit pe aici și nu am luat. Bun. Păi mai mult cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like. Am găsit diamante, fraților. O să mai căutăm, probabil nu în episodul ăsta de data viitoare, dar o să mai căutăm. Oricum avem 13 acum. Ne mai putem face câte ceva. Un chestplate, eventual un alt târnăcop, pentru că ăsta nu e bun pentru așa ceva. Și toate cele. Bun, totul mai, deci dacă v-a plăcut acest episod, lăsați un like. Nu uitați să vă abonați la canalul lui Vlogul de ieri. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!